auzi. Bun, Ligi, fii atent, ai zis că nu-ți place că l-am băgat pe Filip. Mai înainte ai zis că el a zis că oricând te... Iertați-mă, e ca și cum v-ați pregătit să prindeți ceva. Puteți să stați pe scaun. Mulțumesc. Așa, continuați. Fix tu ai spus că el... O zis acolo material că oricând s-ar fi putut împăca cu tine. Și pe mine m-a deranjat că tu trebuie să scoți în evidență toate balivernele pe care le spune. Ignoră-l, Lilian, te rog eu mult de tot. Eu n-am scos în evidență. Faceți-vă că n-au zis că pe mine nu mă interesează de Filip. Pe mine mă interesează de foarte mult. Am înțeles, nu te interesează. Vreau să se scoată în evidență ce spune. Dar ce am scos în evidență? Că am zis că el a fost greșeala vieții tale. Era o glumă, o înțepătură. Eu am și zis să mă bag în subiectul ăla, că nu mă interesează. Dar ai făcut o remarcă tare urâțică. Ce ai spus acolo? Nu știu, a fost ea, dar n-avea legătură cu... Dar cu cine? Nu știu, ziceam de afară de altceva. Vorbeam de distracție, nu vorbeam... Deci vorbeați de Ligi. Nu vorbeam de... Nu te puneau oameni ăștia iurea, Filip, pe ecran. Nu te puneau iurea. Că pe tine ei subiect moră de mult, nu vreau să... Și atunci, te rog, nu mai... Și nu vorbeam de tine, eu vorbeam de mine. Și nu știi cum să vorbesc despre mine. Da, mi-e dor de altceva să fac cu tine. Ce să faci tu cu mine? Da, de dor, de... Du-te, mă, și mai citești o carte. Te rog eu mult. Du-te și citești o carte, că ai nevoie. Stai liniște, fata mea, că... Citești o carte, că ai nevoie. Ești ultima în fața mea, crede-o. Mai am luat pe mine cu de-asta. Tu știu, pe tine ești mor, tu 10 tine, propoziții de ce mai scârbăni în toată casa asta? Uite, știi să numeri. 10 propoziții ai tu în vocabular. Da, 10 propoziții am în vocabular. Dar de ce? Auzi? Mi-am aruncat mie cuvinte de-asta, chiar te înjur și iar te fac de-asta. Da, ăsta e caracterul tău pus în jur, că nu mă... N-ai tu ce să mă înjuri pe mine, te înjur pe tine, crede-mă. O bag în seama și e important. Dacă ai zis de mami, ai dormit în emisiune, asta e clar. Stai puțin, Filip. Nu, doamna drag, dar iar am fost băgat degeaba, nici nu vorbeam de aia. Păi bă, tu nu te super pe ăștia că te bagă famiștul. Lasă-mi că ăștia făcea caterincă. Păi cum, ăștia te bagă mereu pe tine, te-am băgat vreodată în discuție? Păi nu, lasă că ăștia fac caterincă, nu știa la caterincă. Păi ăștia fac caterincă și tu... Păi ați înțeles-o altceva. Păi nu noi, te-a mai băgat odată Livian că stai acolo și tot ție ți-a zis că ești... Și tot el te-a băgat, tu nu le vezi pe asta. Dar și zis atunci, și-a râns pe ea, că e la caternică, pe nu mai interesa. Că și-a cu prieteni, n-a pus-o pe părbăie. Păi și eu fac așa. Eu la tine ar trebui să vorbesc acum, din punctul meu de vedere. Să zic că ea, vorbiți voi, eu cu ea să fac cu mișto. Eu cu el ar trebui să vorbim. Eu cu el ar trebui să vorbim. Bine? Ce legătură are una cu altul? Păi cu ce legătură? Ce situație? Ți-ar conveni să vorbim? Păi noi am glumit cu Ligi sau cu el, mă? Păi și eu să glumesc cu Turcu și Turcu să facă o glumă proastă vis-a-vis de Pirui, ți-ar conveni? Păi ce glumă a fost, mă? N-a fost legată de Ligi, a fost de el. El era cel pus într-o poziție proastă. Că am zis, ești greșeala vieții. Nici măcar nu ne-am bătut joc de Ligi. Nu ne-am bătut joc. Nu aș vrea să ne axăm pe Filip, că nu e important în discuția asta. Asta e bună, asta e între noi trei. Ce să glumim noi între noi, ce e bine, ce nu. Frate, păi la băiatul ăsta a avut glumă de 5 ori săptămâna asta, nu mai știu, odată pe canapa, odată acum. Da, Cătălin. Ca ce a vorbit Andreea, ce atent e copilul ăsta, ce vorbe fac eu. Bine, mă, stai la fata aia, mă, și îmi pare bine că și-a deschis ochii, am ajutat-o să vadă ce prieteni ești tu cu ea. Foarte bine. Bine. Mă interesează pe mine de tine. Foarte bine dacă ai deschis ochii. Dacă eu sunt nebun, tu ești regina. Băi, ce repede. Hai, ridică-te, te rog și ea. Mă ridic și mă duc de tot. Am fine, eu m-am luat un pic. Bine, haideți că vreau să mă explic, băieți. Vă rog frumos, lăsați-mă să mă explic. Suntem la țară sau suntem în gală? Asta e casa voastră, dacă așa trăiți. Luăm, aruncăm pe de asta și spuneam că era o glumă între noi, chiar nu era conducut la tine, era mișto față de voi. M-a băgat în sub. Băi, ascultați, eu aici, măi, carul ăla. De altceva. Voi de bun simț, te-ai trezit să vorbești cum e casa ta, un jeg, am găsit un... Să vorbești de bun simț cu mine. Vasile. Spune mie ăsta de scuipat, am scuipat eu, am făcut gesturi de-astea proaste. Dacă mai îmi zici ăsta și dacă nu mai porți respect în fața mea, vocabular vorbim. Vocabular. Terminăm foarte urât. Cum vrei tu, termină. Terminăm foarte urât, că degeaba ești tu mare, că te desuși și barba n-are mușchi, zic eu pe față. Da. Ieși și mă fără. Livian, ia vină! Livian! Livian! Nu mă fără. Livian, oricum ieși și vorbim. Nu, 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 stai că terminăm gala și ieși. Vino afară. Bianca. Dacă nu-ți mănâncă. Ce să facă Bianca? Patru, Andreea. Frate. Livian. Dar nu vine, nu vine. E fricul lui Livian. Nu vine. Nu. Nu vine. Iar vorbești. Iar vorbești. Da, de ură că e uscat ești de bun. Am mai făcut fraierul la o glumă ieri. Am, pentru dumneavoastră am lăsat-o așa, dar dacă nu-i... Pentru tine ai lăsat-o. Turcu, nu-i lăsa, Turcu, că tu ești puternic. Nu suntem la concurs de mușchi. Cătăline, nu suntem la box, bă, frate. Lasă, frate, pe ce atâta bă. Am mai lăsat, mă, frate, așa să voi doi, dacă vreți. Așa să rezolvă treaba, nu mai vorbesc. Hai, nu mai vorbiți acum de amenințări așa. Serios, nu-i frumos.
îl vede și mai mic, așa, e urât fată. E urât, dar de ce îi zice Livia, ce zice? Că la aici. Păi el, de ce i-a zis ce a zis Livia? Că ești fetiță, că ești regină, că nu știu ce, e normal că îl provoci. Amândoi o greșit, dar nu sar la bătaie. Nu sar la bătaie, dar au greșit amândoi. Vine aici la Smart, frate, dar nu la Smart Doială, la... Dar stai fără, puțin, dar nu putem fără, sori, fără să ne amenințăm, fără să avem atitudine de asta de... Nu, la Smart Doială, nu, mă, asta amenințarea, frate. Dar care a fost amenințarea, măi? Fii așa impunător și te ridici și te răcuiești. Nu cred că Cătălin, Ai zis ceva eu acum cu țară de țară. Nu, mă, dar ai zis cu țară, școală, când ce trebuie să zic cu țară. Păi da, atât pot. Nu mai dă nici cu așa, că vezi că s-a dat. Pună în față și să-mi zic că mie, să urle pe mine, că vorbesc eu nu știu cum, că vreodată, pentru ce? Aici se vorbește în emisiune, afară ne și batem. Asta vreau să înțeleagă și Turcu și el. Aici vorbim, afară ne batem. Eu asta am zis când ești aici. Vorbim. Tot timpul i-am oprit pe tăți. Și care frate? Și îmi de ce mergem afară? Da, afară acum, ce e? Păi ieșim afară. Hai afară acum, care vrea, hai. Acum stăm aici. Ieșim afară și care vine, hai. Cine vrea, hai afară. Așa, vă aștept pe rând. Hai, care vine, vă aștept afară. Hai aici, ies afară, vă aștept pe rând. Hai, vine cineva? Păi nu, că am chef afară acum. Hai afară. Hai să vorbim. Hai, ce are? Hai afară, hai. Mi-a nu place vorba mult, frate. Hai afară. Bă, frate, aici se vorbește afară. Se bate. Păi eu nu-mi place vorba mult, frate, îmi place să rezolv direct. Îmi place să vorbesc întâi și nu și bate. Nu, frate, eu uite aici afară, aici lucrez eu afară. Nici mec sau în casă aici? Sau cine vrea aici în casă? Turcu. O dăm și casă cine vrea. Hai să ne liniștim. Vrea cineva în casă? Dar tu ce ai? Nu vrea. Păi tot atâta, domnule, că nu știu ce, nu știu cum, ce atâta vorbă? Tu, ce ai tu? Acum, tu, cine te-o luat pe tine? Sau este prietenul lui. Deci dacă e prietenul ăsta, doamne, fată, ce... Dar nu mai vă băgați, fetelor? Păi ce treabă are tu? Nu, asta era schema ca să fie iar amândoi. Să coare... Doamne, Andreea, și ce e spretii mei? Dar nu sare nimeni, că bă, hai, ce-și... Gat, gat. L-a făcut așa ca să fie iar după c***ul ăla și iar greșește el. Ai înțeles? Să ăștia, bă, frate, femeie, din gură toți-s buni, mecheri de doile ăștia. Din gură toți-s buni, mă, hai afară, nu vine nimeni, hai, cât să mai aștept? Turcu iar a greșit, s-a dus după c***ul ăla, ca prostul, iar a greșit ăsta. Te vezi? Păi a greșit. Pe unii nu-i duc capul. Sau, dar trebuie să înțelegi, bă, suntem în emisiune, vorbim, afară dacă vrei, ne-ți batim, ne dăm în cap, dar trebuie să știi să te comporți. Nici afară dacă vrei. Vorba vine, dacă ești să fie, faci afară, dar aici trebuie să știi să vorbești, nu te duce capul să vorbești? Părăsește emisiunea dacă nu știi. Numai smardoiel, numai șmechericiu, megăreli, urli pe fete, urli pe ce să stea? Și lingolul. Așa fericit tu, Filip? Eu sunt primul la bătaie. Păi văzut, Filip, deci când s-a părut, Filip totuși freacă mâinile, tot nu mai poate de fericire, tot zâmbește, tot zâmbește. Filip, ce ai? Nu trebuie să se bage nimeni pentru mine. Filip, doar acolo unde trebuie, nu aici, te rog. Există, pentru mine să nu se bage nimeni. Am doborât bizon de 30 și ceva de ani. Da, da. Haideți să nu mai vorbim despre violență și haideți să ne liniștim cu lucrurile despre de ce facem asta. Da, da, simt. De ce totul se rezumă la violență? Adică ce? Dar nu întrebați pe cine trebuie, cred că trebuie să mergeți la baie să vorbiți acolo. Despre violență. Turcu, tu de ce te-ai enervat? E prietenul tău, am înțeles. Păi și care e problema? Am zis eu ceva cu cineva? Sărim la bătaie. Păi și am zis eu că sar la bătaie. Cine vrea bătaie afară? Ce e așa greu sau aici? Ce e așa greu? Exact, dar tu nu liniștești. Care poate mai bine? Care e problema? Ce e așa? Ce trebuie să... De ce așa, wow? De două. Nu se bate unul sau ceva. Mi-a trecut piciorul. Turcule, cine are treabă cu tine, turcule? N-are nimeni treabă. Dar nu e vorba de mine, frate. Dar toată lumea numai din gură și fapte nimic, frate. Și tu pentru ce? Aaaa, ești supărat! De asta ești supărat? Toți din gură, numai ăla. Ce e asta, frate? Păi da, nu sunteți în ring aici, tu când voiai să te bați cu persoana, preferai să te las să te bați cu ea. Bă, dar femeie, frate, pune-mă cu un bărbat, frate. Dar nu e vorba despre bătaie, nu e vorba de vorbi, mă, frate, mă. Treaba are, mă, tot. Deci m-am băgat eu și m-am luat cu un cap, m-am băgat și... Vă pot, frate, m-am băgat și m-am luat eu cu un cap. M-am băgat, nu o să nu se bat. Suntem în gală, vorbim, frate. Hai de capul meu. Vă rog din tot sufletul meu, nu trebuie demonstrat absolut nimic, trebuie doar să vorbim. Ați văzut că orice discuție este extrem de interesantă în momentul în care nu vă jigniți.
Deci în momentul în care vă certați, dar nu vă jigniți, devine X. Devine... Hai, frate, și să nu zicem nimic că sare la bătaie sau ce? Adică nu se poate impune absolut nimeni. Nu ai dacă vorbești frumos. Păi sau dacă are ce prompt, dar să afară. N-a sărit aici la bătaie, ia zi, hai afară. Dar nu-i de bătaie, dar nu de ieșit afară. Bă, Turcu, dacă nimeni nu te jignește... Da, mă, frate, dar eu... Lumea nu mai vorbi, nu mai alea, frate. Cât e nu e jignire? Mai bine mă vorbe. Tu te poți supăra dacă nu te jignesc? Turcule, ăsta e jocul aici, vorbe. Bă, da, frate, dacă un om zice, hai, frate, mergem afară, de ce nu și dă și afară același stil? De ce nu mai e nimic și nu vorbi? Din păcate, dacă stăm să ne uităm la discuție, Livian... Livian a zis primul, o să iasă afară. Livian. Da, Andreea, eu recunosc, eu am zis primul. Și de ce nu ți iese? Atitudinea... Nu, Andreea! Stai-mă un pic. Păi, eu nu-mi place, frate, zvârci, ce-s astea, frate? Turcule, stai-mă un pic ăsta. Nu, e liniștit, lăsă căpoasă astea. Gata. Fetelor, gata! Doamne, Andreea, gata, bă, îmi cer scuze, într-adevăr, eu am pornit. A fost greșeala ta. A fost greșeala mea, dar să vină să stea unul în fața mea. Nu, el s-a ridicat, pur și simplu s-a ridicat, tu l-ai provocat. Un pic la intimitate. I-ai spus dacă vreodată, nu știu ce, iese urât și nu știu ce să fac. Înainte chestia asta, au stat la intimidare în fața mea și s-a uitat așa la mine. Adică... Mă gândesc că așa stați toți că vă plictisiți pe scaun. Nu, e altceva, nu. O venit și a stat așa, s-a uitat la mine în fața mea și mi-au zis că nu știu ce. Bun. Băi, Vasile. Bun. Ești conștient că de la tine a plecat, da? Eu recunosc că de la mine oarecum a pornit. Da? Eu n-am pornit până acum niciodată, adică... Asta zic, ce-i cu tine? De ce? Păi tocmai că a venit și la intimidare să stea în fața mea, nu a stat nimeni în fața mea. Dacă-s băiam cu bun simț și scaun, nu înseamnă că partea aia. Am amândoi vinovați. Și de doamna Andreea, eu recunosc. Bianca, e normal să fie vinovat că am... n-am mai putut, dar nu pot să stau să se uite unul în fața mea ca și cum, bă... Bun, tensiunea asta este între voi de foarte mult. Nu, de la mine nu-i tensiune, deloc. Vă dau cuvântul meu, nu simt nimic, nici o tensiune, nici un nerv, nimic. Numai un pic de secat așa, că cum a fost și materialul ăla. Tu nu te vreau, dar pe material te vreau, nu te vreau, te vreau. Pe mine asta, bă, da? Bine, și care e treaba ta? Care e problema ta? Nu zic stilul lui. De aia. Bun, stilul lui. Nu cam eu treabă ce face cu licii. Și riști, ce riști acum? Ce riști acum pentru ce? Eu înțeleg ce zici tu. Dacă nu te jinești... Pur și simplu pentru niciun dialog, mai de ce să ajungi? Pur și simplu pentru faptul că vin și la intimidare în fața mea și mi-au zis, băi, Vasile, vezi că dacă nu știu ce, nu știu ce. Ce-s cu asta? Am înțeles. Am încredere în tine că ai capacitatea să te liniștești. Normal, n-am făcut... Am încredere în tine că nu o să faci asta. Nu, nu fac, doamna Andreea. Aici, în emisiune, vă dau cuvântul meu, eu nu fac nimic în emisiune. Nu, în emisiune de afară. Dacă e afară să fie, dacă o să fie. Dar în emisiune, aveți cuvântul meu, eu nu dau exemple de genul. În emisiune, să vadă oamenii acasă, nu-i stilul meu. Știu să duc conversația, o conversație cu orice om și să-l fac, să-l plimb pe unde vreau eu. Ca în capacitate, dar știu și să-l plimb unde vreau eu fizic, dacă e nevoie. Filip, dar tu în ce tabără erai? Adică tu unde te pregăteai? Cum unde? Potează, bătai sfârșit! Pentru ce te pregăteai? Că nu înțeleg. Nici nu, dădea una după mine, după el. Bătea mamă de după el. E doar o glumă, vreau să știu. Unde interveneai? Când la unul, când la altul, doamna Andreea. M-ai intervat. Nu știu, doamna, cine o prindea aia e? Cine o lua? Cine o lua acolo? Nu, oricum, aici nu e. Până și eu am făcut afară, nu am făcut aici. Normal, nu se face. Aici mai ales în față cu dumneavoastră să sară. Nu este nimeni, frate, toți pe vorbi, toți. Gata, bro, no light, light, problem light. Du-te, bă, de aici. Vorbești frumos cu ei, te porți frumos, vine la să spune mie că scuipi eu în casă, pe-am găsit casa asta, un jeghi infect, nu știu să se poarte, stau încălțat, stau pe aici, la fel, prin paturi, prin toate alea, ușile-s rupte, totul e un jeg aici din cauza ălora care a fost înainte și inclusiv a lor și spune mie la că scuip eu pe jos și să cere la afară, să ies afară. Acum nu, chiar zici și Andrei, bă, că tu ai provocat și chiar, da, eu am provocat. Păi și hai, frate. Caută provocări de emisiune, păi le dai eu provocări alina de emisiune la toți. Dacă caută de astea. Păi eu am bun simț, eu nu, toată lumea dăm mușchi aici, toată lumea dăm bătăi, toată lumea e șmecher aici. Nu putem să avem un pic de bun simț, să vorbim în casă, să vadă oamenii la televizor ceva frumos? Să vadă oamenii că avem capacitatea să ducem un dialog sus de tot, fără a ne jigni, fără a ne înjura? Vrea toată lumea? Afară toată lumea, dacă o dau cum vor ei, afară toată lumea. Văd că toată lumea o dă mușchi aici în casă asta. O dați mușchi, ai mușchi, toată lumea atunci.
Da, oare care a fost problema? Oare care a fost, declicul? Nu i-a dat nimic. Ligi. S-a pus în cale, jos. Îți dorești să-l mai cunoști pe Cătălin? Nu știu, nu cred în urma lucrurilor pe care le-a spus ieri la favoriți. Că nu mi se pare normal să fie așa răutăcios la adresa mea și mă bucur din tot sufletul că ați făcut materialul ăla, care se vede că el vine spre mine. Ieri la favorit spunea că Ligi s-a îndrăgostit de mine și eu nu mai am chef să-i dau atenție. Deci m-am simțit super prost și nu cred că e cazul să mă pui pe mine în ipostaze de genul în care să mă simt umilită sau să mă simt prost. Și legat de Livian, aș vrea să-mi cer scuze că am avut reacția mai aprinsă față de el, că acum am stat și m-am analizat mai bine. El așa e felul lui să prostească, să râdă și eu fiind foarte aprinsă din cauza situației, din păcate m-am luat un picuț mai... Îți accept scuze. M-am luat de el și nu trebuia. Iertați-mă numai o secundă, mă întorc imediat. Nu mai particip, faceți o emisiune cu Livian al vostru. Sau să-mi fac nervi cu uscătura aia. Cu fata aia, să-mi fac nervi cu fata aia. Nu mă, mi-am place cu toți, eu dau pismă. Nu mai intru. Îi mai dai inelul înapoi. De ce? Nu merge. Astăzi, băieții vor vota o fată pe care nu și-o mai doresc aici, în această casă. Voi, fetelor, veți vota un băiat pe care nu vi-l mai doriți aici, în această casă. Și nu te votezi din răutate, te votezi pentru că tu ai cerut, măi. Pentru că te dai cine nu ești. Poate... Sau așa am văzut că vrea să plece acasă. Câștigătorul din această săptămână a celor 1500 de euro este... Ascultă-mă nu puțin. Nu mai vreau să intru, n-am avut nicio vină, să ias afară. Mă bat cu el, să ias afară și după aia intru în gală. Tocmai și-a recunosc cu vină. Nu mă interesează ce fac. Deci îl provo și după aia îl dă și după ce face vină, nu. Păi și-a recunoscut vina, asta încerc să spun. Nu, doamne. Păi stai puțin, el și-a recunoscut vina. Ce mă ajută pe mine, doamna Andreea? El a vrut la mânuși. Haideți la mânuși. N-a vrut la mânuși. Ba da, a vrut la mânuși. Nu, te-a rugat să nu-i mai zici așa, că e deranjant, că e urât. Nu știu cum i-ai zis tu. Vasile. Mă rog. Vasilică. Felul în care ai zis-o, tonul pe care l-ai folosit, ai vrut să sublinieze. Doamna Andreea, el vrea să scoată în evidență că eu scuip, că am făcut eu vreodată gesturi. Turcu, lasă-mă puțin. Nepoliticoase în casa asta de când am venit, dar am găsit casa asta un haos, un dezastru, datorită oamenilor dinainte și poate și a lor. N-am dat vina pe ei. El îmi spune mie că scuipă jos, în condiții în care când am venit de casă a fost groază ce am găsit în casă și spune mie că scuipă jos. Într-adevăr am aruncat ăla de nervi, dar n-am aruncat undeva gen să vadă camera sau să deranjez cu ceva și când mi-a spus să-l iau, m-am dus și l-am luat. Lumea jură pe aici, face ca tot, ce să stea? Stai puțin, de ce ai venit tu aici? Ce vrei să demonstrezi? De fiecare dată ai subliniat că ești altfel. De fiecare dată ai subliniat că există oameni care te înțeleg și oameni care știu exact cine ești tu și ce ești tu. Că există și o astfel de categorie de oameni. Că există și alte categorii de oameni. Mereu ai subliniat asta. Și acum eu vin și te întreb. Categoria aia de oameni despre care tu vorbeai, când te vor vedea așa, ce vor zice? Ok. Au mai fost câteva situații care am lăsat la mine și prietenii aceste mei și toată lumea aceste lucruri băiețești ale voastre. Dar nu sunt ale mele. Ale voastre, băieților. Dar nu... Tocmai nu am vrut să punem emisiunea adică cu stație. Adică nu puteți... Să ieșim afară, să nu deranjăm pe nimeni. De ne reluăm gala după. Adică noi... Nu. Nu aici. Hai. Te rog. Ascultă-mă puțin. Despre ce vorbim? Ai venit să demonstrezi ce? Ce să demonstrezi, doamne? Pe aici, în condițiile astea? Păi, dar n-ai cum să vii să demonstrezi aici ceva. Nu poți să zici tu că ești tu cine ești și s-a pus să dai cu pumnul. Dar n-am zis eu. Dacă omul vrea afară, ce să zică, nu? Nu să înțelegeți? Tot ce ai construit până acum, ascultă-mă bine ce zic, tot ce ai construit până acum se duce de râpă. Ai înțeles ce spun?
orice frustrări, orice ieșiri, orice... Turcu știe foarte bine, am spus-o de fiecare dată. Nu mai poți, nu mai poți, nu mai poți, deci afară, de, faci ce vrei tu afară, dai, spargi, țip, faci ce vrei, dar nu în fața oamenilor, să le arăți de fapt, stai că e... N-ai rezolvat nimic. Doamne Andreea, ok, e perfect de adevărat ce spus asta, dar nu am fost cel care a spus, bă, hai afară, n-am dat niciodată muși, cred că am fost cel mai capabil din casă să o dau un muși la fiecare situație. E suficient. Dar nici nu se poate, trebuie să punem o pauză, ca toată lumea e prea mult. Explică-i și lui, e prea mult, nu aici. Eu i-am zis, dar acum nu are rost, pune la mintea lui ăsta ca să cei. Am fost la bară să faci antrenament și pe bună dreptate. Bă, ieri când ți-ai să ai afară să faci gluma mai proastă, trebuia să mă uit eu afară atunci, nu? Aia cu nu știu ce. Am închis ochii odată de doar pentru dumneavoastră că mi-e rușine de asta, dar nu pot să... Păi nu, că omul se învață. De oamenii care se uită la tine și care te... Dumneavoastră, în primul rând, că sunteți bine și tot oamenii care mă urmăresc și mă cunosc așa cum sunt. Tocmai de asta, nu facem asta. Eu îmi cer să spun în fața lor pentru ieșirea mea și fața dumneavoastră, dar nu pot să mă nesfârșit să... Haide, te rog. Cătălin? Gata, haide, haideți în casă. Haideți în casă. Vreau să râși un pic cu eu. Hai, vorbește în casă. Vorbesc când vreau, sper că nu am... Eu, uite-mă, hai, te rog. Hai, tu râși tu, te rog. Îl lași așa? Dacă... Nu o să supăr cu Tana. Dacă este Roxana. Haideți. Haideți, intru după voi. Nu, respectă-te pe tine. Nu să mă respecte pe tine. Îl provoci în continuare. Hai. Nu-l mai provoca. Hai. Azi doar că a făcut glume proastă. Dacă el spune că scuipi pe jos, dar a făcut vreodată asta. Exact cum să aici într-o chestie, trebuie să lăsați amândoi. Fiecare trebuie să lase de la el. Nu lăsa mereu, nu lasă unul mereu. Este păcat să pierdeți tot ce ați construit până astăzi pentru un pumn, pentru o ieșire, pentru. E de înțeles. S-au strâns extrem de mulți nervi, s-au strâns extrem de multe frustrări, s-au strâns extrem de multe lucruri pe care vi le-ați zis. Ba în glumă, ba în serios, ba lucruri drăguțe, interesante. Nu știu, ați fost de apreciat că iată de două săptămâni vă adresați fel și fel de replici interesante. Fără să vă jigniți, ați avut această capacitate, fără să vă jigniți. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.